Polițiștii l-au atenționat pe șofer să oprească, însă minorul a apăsat mai tare pedala de accelerație. Oamenii legii au pornit atunci în urmărirea autoturismului și au solicitat sprijinul mai multor echipaje de poliție. La o intersecție, băiatul neexperimentat a pierdut controlul volanului și a lovit o mașină parcată în zonă. Așa, polițiștii l-au putut imobiliza și identifica pe șofer, care este din Craiova și are 16 ani. În autoturism se mai aflau alți doi minori de 15 și 16 ani, ambii din localitate. Cei trei au fost conduși la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor. Șoferul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără a deține permis.